Știți dumneavoastră ce ascund zidurile unei case bătrânești? O casă este o navă cu care oamenii călătoresc în timp. Ca și ochii oamenilor, ferestrele caselor vorbesc. Sunt ochi triști, ochi care ascund amintiri dureroase. Sau ochi severi, care fulgeră și știu să impună distanță. Povestea noastră este povestea unei vechi case bucureștene, istorisită de iată, o urnă în care anii și generațiile și-au încuiat cenușa. O casă. Te încearcă un simțământ firesc de sfială, ca în fața unei scrisori străine cu adresantul necunoscut. Să intrăm totuși. Iar se mută cineva. Echipajul e pregătit și așteaptă semnalul plecării. Niște pasageri care s-au ferit probabil de indiscreția noastră, deși, în grabă, le-a mai scăpat câte ceva. Câte n-au auzit însă acești pereți? Vedeți? Odăile sunt niște vaste cutii de rezonanță care țin minte tot. Dumnealui, serdarul, stăpânul dintr-un început al casei, era om cu tabiet și egemonicon. Cheltuise cu casa galberi mulți și lire, împodobise cu scule scumpe și cu dichis, rânduindu-o pe potriva averii și numerului său. Așa să știi, băiete, scria dumnealui fiului său plecat la școli în străinătăți, că stăpân al acestei case sunt numai eu și Dumnezeu din ceruri. Să nu-mi calce pragul muiere străină și să nu-mi spurci neamul, că te va ajunge scârba și mânia mea. Va să se închidă în fața ta ușile casei mele.
căci n-am zidit această casă în folosul nimăruia decât al meu și n-am chivernisit nici odoare, nici feluri de podoabe și de scumpeturi ca să le străinez. Mi-ai umplut inima de silă, înstrăinatule și haihuiule. Să nu cutezi să mi te înfățișezi, căci Dumnezeu cu tot soborul lui de sfinți o să-și întoarcă fața de la tine. Să-mi lipsești din ochi, musiule! Dar musiu s-a înfățișat totuși la casa babachii, întirindrat, cu baston, monoclu și cu demoazelă. Așa va să zică. Quelle horreur, mon cher. J'ai peur. Où sommes-nous? O să pricep, ma ta jupăniță. O să-mi simțești, ma ta fierea, și o să te usture blestemul meu. Iar dumnealui boierul, ipohondru și scos din răbdări, și-a pus capăt zilelor, priponindu-se de cuiul bătut cu mâna lui. Ei, și-a rămas conița stăpână în casa pe care o lăsase serdarul, sub privirile uscate și mustrătoare ale aceluiași sfânt. Oamenii nu mor cu totul. Duhul lor se lăsluiește multă vreme în lucruri ca un parfum. Bătrânul se răzbunase postum, iar oglinda, martora toate, a încuiat-o în apa ei. Și nava a plutit mai departe cu alți călători. Viața, spunea adesea domnia sa, e ca o carte norocoasă pe care trebuie să o prinzi la timp. În dimineața aceea s-a trezit târziu, după o noapte albă petrecută la club, la o partidă de cărți. Toate arătau ca în zilele bune. Dar s-a sculat indispozat și mahmur. Ai pierdut. Într-adevăr, avusese iar ghinion. Era se vede un ghinion de familie. Nu mai au rost reproșurile, doamnă. O ultimă privire înainte despărțirii de nimicurile de neam. Totul
de la un as de tref. Dar nepotul serdarului a bravat licitația ascultând o romanță la modă. A alungat gândurile sumbre, deși... Ar fi putut în fond izbândi în politică, cum au izbutit atâția dintre amicii de club și partid, nu? Dar vezi, viața e adesea o carte cu ghinion. Și corabia a plutit mai departe către o zodie mai ferice. Suntem în România Mare, Nămoloasă, Mărăști, Mărășești, Cașin, Voituz și toate marile bătălii ale neamului românesc au devenit naționala zilnică a domnului capitan de manutanță. Mare te va tură mai e și mutarea unei familii de pretenție și grad militar. Ah, să fi trăit bătrânii, răposații socri, să ne vază la București în gospodărie nouă, Doamne, ce s-ar mai bucura! Știi ce, capitane, să-i punem pe amândoi în dormitor deasupra paturilor, ca să știe mititei că nu i-am uitat, ha? Însă, domnul capitan n-avea sentimentalisme de domnișoară. Mare și definitivă lui pasiune era arta și numai arta. Vezi, mea ta drăguță, toată lumea bună face artă după război. Ia-te. Ha? E frumos, ai? Și asta ca să se știe că suntem români. Vai, dar asta ce? O nudă goală? Vezi că nu te pricepi. Toți oamenii bine țin de-astea pe-n casă. E, hai, hai. Hai, soră, că n-am să o las eu așa. Și casa s-a aranjat în tihnă și pace, și pentru ani mulți. Viața era ordonată, chivernisită cu pricepere, ca și compania, după regulament. Somn ușor, capitane, somn ușor, coniță. Peste căzărmile regatului sună stingere.
zâmbetul muzelor va să protege blând pacea onor familiei. Dormiți, cine ar cuteza să turbure tihna voastră de mire? Eroii sunt de bronz și bronzul e cu minte, domnule capitan. Somn ușor. Stat eminamente agricol, domnilor. Vivat mămăliga națională, vivat prosperitatea clădită patriotic de la Ceaun. Nu observați Ceaunul românesc? E ca o lună plină în care se răsfrânge tot veacul de aur al țării. De altfel, domnul proprietar, membru marcant într-un partid politic și om de afaceri, își sorbea optimismul patriotic de undeva mai din adânc. Costică lui Mița. Darul lui de nuntă. Momentul a fost imortalizat ca un simbol al armoniei. Viața le surâdea și sondele s-au logodit cu fabrica doamnei, așa cum și-a de bine într-o căsticie. Erau fericiți. Fosta nu era o partidă. Stătea ca o piatră în calea unui amor pătimaș, drept care domnul a procedat cu sânge rece și prompt. Erau în culmea veacului de aur. Și totul se învârtea în dansul milioanelor ca la o ruletă cu câștigul etern. Mama, tata, țara. Mama robotea zile și nopți după nopți. Tata nu mai era de mult la catedră. Țara era încuvoiată și umilită. Așa a început a desluși alfabetul, primele semne ale unui abecedar. Tata își luase cutezanța de a visa. Dar îndrăzneala aceasta se plătea scump. Copilăria mea.
ochii copilării înțelegeau. Nu mai scotoci, domnule Oberleutnant. Visurile nu se ascund nici aici. N-o să le smulgi, chiar dacă cizma ta încalcă sufletul. O cirlă și bale rămân după tine și din toate păsările cu graierul cântătoare îmi lași câldurile de ciori. Mi-a ieșit o floare în grădină. Ai prihănit-o. Ți-ai pus labele pe ea și s-a uscat. Nobilă spurcăciune! Dar visurile nu mor niciodată. Vedeți? Casele sunt niște vaste cutii de rezonanță, care țin minte tot. Numai că melodiile le aduc întotdeauna oamenii vii. Sunt cei mai noi pasageri ai corăbii, bineînțeles contemporani cu noi. Deocamdată, odaia e mobilată cu gândul. Un gând încrezător, senin și mai ales concret. N-am anticipat prea mult, nu-i așa? Și visul va fi cu siguranță adevărat. Ei, dar e să pun la cale planuri mari și e greu și mai ales riscant să fii martor, să ne retragem.